Mă scot din mine. Dar eu aș zice așa, 12 plus 4 și face tot 16, așa cum ai spus tu. Da, da. Da? Dar tu ai făcut-o într-o formă mai șmecheră, că ai sesizat că din 20 poți să dai 4 ăsta deoparte. Pentru că se parte la 4. Da. 8-ul ăsta înseamnă 4 și 4. Și vedem. Mi-ar faceți proba să vedeți dacă ați făcut. Să vedem dacă faci așa, mă, dacă fac 3, 4 și 8. 4 și 8. Ia, Dorin, te rog. Eu le-am făcut așa, am făcut o barieră. Da? 8. 8, da. Și 4, 4 și 8. Deci, într-adevăr, așa este, nu? N-am greșit. Avem vreo problemă? Dacă vreți nu... să vă dau tot așa în genul ăsta? Nu, nu, da, sau dacă... Ne sau dacă nu, dar... vreți să vă dau cu... tot așa cu numele consecutive? Ia, dăm și una. Sau vreți să vă dau consecutive impare? Și așa, și așa. Da, da, da. Hai să vă dau cu impare, când am făcut. Da, da, da. Da? Foarte tare. Suma 5 numere consecutive impare este 155. Impare consecutive? Foarte tare. Da, nu se poate. Okay. Da. Pe cum? 3, 5, 7? Oh, scuzați, zic-o. Da, 3 cu 5 fac 8. Păi da, eu nu ți-am rezultatul, că nu poți să dai deodată. Dar tu ai spus că nu se poate consecutive și impare. Ba da. Ba să poate. Deci numele... Suma 5 numere consecutive impare. A1, nu știu cine, plus al 2-lea, plus al 3-lea, plus al 4-lea, plus al 5-lea. Egal, 155. 155. Cine sunt acele numere impare? Cine este A1? Cine este al 2-lea? Cine este al 3-lea? Mai bine facem de segmente? Păi normal că de segmente. Al 4-lea. Nici nu puteam altfel. Și cine este al 5-lea? Da? Primul, un segment, da? Da, un segment. Putem să facem 2 ori 5? Pe 5, mă. De ce 2 ori 5? De 5. De ce ai zis 2 ori 5 să vedem? Pentru că sunt 5... Pentru că sunt 5 auri. Și câte două. Păi, dar nu sunt egale. Nu sunt egale. Păi nu sunt egale. Numele impare fiecare cu valoarea sa. Eu dă exemplu de numele impare consecutive. Trei consecutive. 3, 5, 8. Nu? 8, 8? 8. Cum să fie 8? Nu. 1, 3, 5, 7. Corect. 7. Du-te mai departe. 7. 9, 11, 13, 15, 17, 18. Și așa 19, mai departe. Corect. Da? Ei, acum 5 dintre ele consecutive. Unul după altul. Cine vor fi acele 5 consecutive? Să facă 20. Păi 20. O să fie 20. Nu se, nu contează litera din față, contează litera din spate. Care litera? Nu, cifra din spate. Nu 20, nu 2, 0. Păi da, 0, 20, 0 nu-i... 0 e par. Păi vezi? 21 e impar. Păi un exemplu ar fost 21, da? Da. Deci propui să începe cu 21? Da. Ia să vedem. Deci ajunge și începe. Dar asta cât ți-ai fixat tu, da? 21. Nu cred. Altul. Care ar fi după 21 imediat următor? Nu cu... Nu, domn profesor. Cu 3. Cum cu 3? Cu cifra... cu 30? Cu cifra 10? Cu 30. Eu zic să găsiți ca ieri. Ați făcut consecutiv un segment. Următorul puneați 1. Acum cât trebuie să puneți? 2. Păi da. Deci, eu nu am început așa, dar tu vreau să fii atent, să mă urmărești, să te ordonezi așa și să mergi și pe ele. 21, care ar fi următorul? 23 plus 23 plus următorul? 25 plus următorul? 27, 29. 27 și plus 29, da? Ia vezi tu, dacă faci suma asta, faci 155. Cum ai adunat? Foarte ușor. Cum adunat? 21 cu ultimul. Da, 21 cu 29. Așa, 23 și cu ăsta. Și cât facem? Acum face 50. 50. Plus încă 50, 100. Da. 125. Fac 125. Prea aproape. Deci, până la 155, mai ai. Mai am 30. Acum, da.
30 mai ai. Ideea este de unde vrei să începi de data asta? Cu 23. Cu 23 vrei să începi, da? Bine. Hai să zicem. 23 plus 25 plus zi tu. 27. Da. Plus 29. Da. Și plus? 31. Ei. 29 plus 31 plus 30 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 plus
la diferență. Da, profesor, mă duc la 27. Deci, da. Face aici cât? Mă duc la 135. Mă duc la 27. Vrei să încerci cu 27? Da. Fii atent aici. Deci sigur. Când ei s-au dus, în față... De-aia sunt sigur că să-mi iasă. Mergi tu sigur așa? Zi-mi tu atunci, hai să vedem. 27, da. 29, 31, da. 33, da. 35. Dar eu cred că știu de ce ai spus asta. Da, pentru că mă dă un ai plecat de la 21 la 23 și da. Ai crescut cu 10 și ai mai sărit încă 2. Am mai sărit încă 10, mai dat 145 și am mai sărit încă 2. Perfect. Deci asta a fost șmecheria. Deci tu ai văzut că în momentul în care îl împingi în față cu o singură unitate, ei sunt din 2 în 2 și sunt în 5 de total, tu practic ai adus 5 ori 2, 10. 10. Și atunci... Hai să vedem. Ia să vedem. Da. 27 cu 33. 27 cu 33. 29 cu 31. 29 cu 31 deja la prima colmă. Cât face asta? 60. 60. 60. Și cum cu 60? 120. Da. 120 cu 35. 150. Excelent. 155. Dar aici, vreau să venim și vezi și prin metoda asta a tatonării se poate face. Deci tu practic ai sesizat că încă mai ai de lucrat și nu ai știut deodată cu cât să împingi, dar după experiența câștigată ai înțeles un lucru, că de la 155 la 125 ai 30 de recuperat. Și acum fiind 5 numere și din 2 în 2, la fiecare mișcare, ce se întâmplă? Cât e 5 ori 2? 10. Da? 10. Și cum aveai 30, trebuia să sari peste 3 numere. Pe primele 3. Dar profesor știu de ce, pentru că e 2 ori 5. 2 ori 5, sigur, sunt 5 numere. Da? Și sunt 5 numere la distanță. Se mișcă încă în 2. 2 ori 5, adică ce înseamnă? Că diferența dintre 21 și 23, da? Dar dacă nu erau impare, diferența era doar de 1. Corect. Da, dacă deci erau aici, pare, dacă erau toate pare, tot de 2. Tot de 2. Tot de 10. Tot de 10. Sigur că da, sigur că da. Mamă, tot de 10. Așa este, așa este. Mario, vezi, așa s-a fost tehnica ta, prin tatonare, dar n-ai plecat cu un 10, cu 12, cu 13, cu 14, cu 15, cu 17. Pentru că mi-a dat prea puțin. Sigur că 10 le-a adunat de 5 ori, 50 și sau 60 și până la 155 avea mult de recuperat. Da. Și de atunci s-a gândit, zicea că măcar cu 20. Măcar 5 face 100. Da? 20 ori 5 fac măcar 100 și mi-am aproape mult. Pentru că 2 ori 5 face... Sau 10. 20 ori 5, 5 face 100. 100. Corect. Și cu încă un 25. Și ce-ți mai adaugă pe acolo? Deci de la suma respectivă, în final, ai gândit bine și la acest exercițiu prin tatonarea aceasta și mai ales după ce ai observat așa, te-ai dus odată la 27. Deci eu nu mai pierde timpul să încearcă și cu 25. Eu mă așteptam să încearcă și cu 25, da, să vadă mișcarea. Nu. Se sizează că după ce a spus că se mărește cu 10, m-am dat imediat 27. Da. Face și segmentele acum. Ia să vedem pe segmente. Hai că nu mai... De ce nu? Poți așa numai prin încercări. Hai. Nu am încercat mult. Păi n-am încercat. N-am încercat mult. Am încercat, dar trei ori
Hai să zicem, primul număr nu-l știu. Printr-un segment care reprezentă, da? Așa, nu-l știu. Următorul care ar fi? La fel, numai plus 1. Plus? Plus 2. Așa. 2. Așa. La următorul... De asta am spus noi, de asta am spus eu ori 2. Următorul? Ori 5, 2 ori 5. Așa. Deci se adaugă câte două. Corect. Adică... Sunt 5 numere. Da. Acum, și acum la câte? 4. 4. Corect. Plus următorul, așa, așa. Următorul ar fi plus... Plus 6. Da. Și următorul... Gata, aveți 5. Perfect. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Perfect. Și le adunăm? Le adunăm. Adică surplusul să-l vedem. Și vor face 20. 20 este surplusul. Cred că sunt sigur. Ia să vedem, nu știu. Da, sunt 20. Da. 4, 6, 10, 8, 12, 8, 10, 20. Și acum, din 155. Suma totală era 155. Și a scăzut 20. Din 155 scădem pe 20 surplusul și ne dă... 135 și acest 135 trebuie să-l împărțim. Trebuie să-l împărțim la... Câte segmente are? 5. 5 segmente are. Și 27, 29, 30. Păi, dar cât dă la împărțire? Când face la împărțirea asta, aici e povestea. 135 împărțit la 5. Cum facem? Ține 50. Deci, poate trebuie să ne dăm un segment acum. Acum, dacă da? Știu, aici e, sunt într-o situație delicată. Dar cum se face 27? O să împărțim la 5. Facem așa, 135. Sau o să împărțim la 5. 135 înseamnă 100. Plus 35. Corect. Și acum 135 împărțit la 5, e de fapt 100 plus 35, totul de împărțit la 5. Acum știți. 100 împărțit la 5 face 20. 100 împărțit la 5 face 20. 35. 5 împărțit la 5. 7. Pentru că 5 ori cât fac 35, deci plus 7. Și iată rezultatul corect, 27. Foarte frumos, mi-a da? Plăcut. Deci un singur segment e 27, celălalt al doilea. Iată să răspundem aici. A1 este egal cu... Dar putea să ștergeți. Păi nu, trebuie să-i scrim pe fiecare acum. Cât e primul număr? Dar putea să ștergeți semnul întrebării. A, să nu mai scrii totuși, să da. Ștergi bun, 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 bun. Să scrieți lângă. Sigur că da. Deci la... primul cât este? Primul este 27, 29, 31, 33, 35. 31, 33 și 35. Iată câte numere, cele 5 numere. Suntem siguri. Acestea sunt cele 5 numere. Suntem chiar fericiți suntem. Iată două metode de rezolvare, nu? Aceea prin care tu te-ai orientat ca da, care să se zic că pierdeți mai mult timp. Sigur că da, sigur că da. Dacă îți dă și numărul mai mare, sigur, până da, acum îți sute, mai mare, până te prinzi, cu cât trebuie să crești, cu cât... Ți-ai făcut nici nu... Asta e cea mai deșteaptă segmente, 2, 4, 6, când sunt consecutive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, dacă spune pare, cu cât crești? 2. 2, 4, 6. Tot la fel. La fel. Pare, din îi pare, la fel. Da? Din 2 în 2? 4, frumos. Da? Bravo. Deci așa, așa înseamnă că suntem pe fază și facem niște probleme interesante. Da. Faceți un pic de sinteză. Da. Și Mario aș vrea să... Aș vrea să-ți propun să facem tu o problemă de asta cu impare. Propui pentru mine, da? Aștept la tine asta, cu numerele impare. Zicem așa. Ce am făcut aici? La sinteza ore. Sinteza ore. Ei, la sinteza ore să pornim și să spunem așa, am făcut numere impare. Numere impare. Am mai făcut și probleme de cele prin metoda comparației. Comparație. Da, metoda comparației. Comparației. Am făcut urmă înmulțire. Da? Antrenament la înmulțire. La
zile. Am mai făcut... numere necunoscute impare. Am scris. Acum, deci despre numele impare, metoda comparației, antrenament la înmulțire. Cam atât. Cam asta au fost lucrurile importante. La revedere! La revedere! Să nu uitați de la share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! Băi, și ce încă ceva ce să fac? Să spun la prieteni, la cunoștințe. La prieteni. Când merg pe stradă, să așa. Să la cunoștințe. Cunoștințe, bă, știi că există Prof Online, să facem niște probleme interesante acolo, așa de asta. La revedere!